Povestiți-ne cum ați ajuns în rândurile armatei române. E foarte greu. De exemplu, eu am fost la școala de subofițeri. Am plecat în 42, la Făgăraș. Și de acolo, în 43. În 44, n-am terminat școala. Ne-a luat școala și ne-a dus la București, că vine să eliberăm Bucureștii de nemți. Și de începând cu eliberarea Bucureștii, până ultima zi de front, am luptat zi de zi pe front pentru eliberarea țării. Dragostea pentru mine a fost de mic. Bunicul meu a fost militar și a fost în război, în primul război mondial aici la Mărășești. Și a fost translator, cunoștea limba franceză. Și știți cum sunt copiii cu bunicii? Fiți atenți cu francezii. Francezii ne-au ajutat. Să fiți așa, îmi spunea mie. Și am scris și în mesajul ăsta la ambasadă, că bunicul meu o să uite așa. Și dragostea față de țară, soaie, veșnic. Domnilor, ați auzit că am purtat o pinci. Armata română a purtat o pinci. N-aveam ce mânca câte 3 zile. Cea mai bună aliment era la mugurii de copaci. Dar cea mai importantă armă pentru poporul român a fost dragostea față de țară. Striga nemții cu tot felul de aparate să ne predăm, că ne mănâncă rușii. Asta a plecat și de la educația armatei, dar și de la educația bunicului. Fii român, păi am stat prizonier, nu puseți mâna pe mine, eram într-un magazin și acolo erau nemci și românii erau bucătării, vorbeau românești. 3 zile am stat acolo de sub și nu m-am predat. Puteam să mă predau, cum era foame, vărsa mâncarea de la restul de mâncare de la cartofi, venea la mine acolo, că era iarna, și mâncam corjile de cartofi. Și puteam să mă duc acolo, era român. Ieseam de dedesubt, mă prindeam și eu când am zis. Nu! Dragostea, cea mai puternică armată română este dragostea față de țară. Sunt cetățean de onoare a orașului Novomescu. Că acolo, pe front, în câmpul liberei, foarte ușor de luptat, dar în localități extraordinare. Era orașul ăsta, Novosk, era, cum să spun, capturat sau ocupat de nemți. Și trebuia să o eliberăm. Și întâmplarea, clădirea, acolo ne-am urcat pe o clădire, stăteam cu mitralierea și unul, trezeam în nemți. Dar sub noi erau un cămin de copii. Dar nu o să știți. După ce s-a eliberat și îmi spune că eu am fost erou, că am eliberat copiii, dar eroi de vii că lupți împotriva nemțului, eu nu știam că acolo se elebi, ăsta-i copii. Eram din Ceoslovacia, m-a adus la București, la spitalul militar central, rănit. Și acolo era o criză de mâncare. O ții în timpul războiului, domnule, unii se îmbogățesc și alții mor. Și a făcut cineva un raport către regii că murim de foame. Și am venit regii la inspecții la spital. Dormeam câte 3 în pat. Domnule, după ce a plecat regele, mâncare, unul în pat, ne-a decorat. Pe minima de ori sunt decorat de regii. În fiecare an eu sunt invitat la recepția. Sunt decorat de regii, că nu i-a decorat pe toți, pe care i-a găsit în sala de operații. Întâmplarea am fost și eu. Pe timpul regelui, tot cum natul meu a fost rănit la ruși, tot în cel de-al doilea război. Dar era regele îmbrăcat, veterane de război cu uniformă, și că nu-i îmbrăcat că n-au ce mânca, n-au ce purta, îmbrăcat să-i cunoască opinia publică, să-i ciocrotească, să-i servească, adică să-l cunoască că e veteran. Acum, eu nu mai știu. Și azi vă spun un lucru care nu o să vă placă politica de astăzi. Cea mai mult pagubă, cea mai mare pagubă militară, tehnică, un ostaș, am avut-o pe teritoriul Ungariei. N-a murit ostaș pe teritoriul României, la eliberarea nemților, n-a murit atât de mult pe teritoriul Slovacie cât a murit în... A fost ce-a împățit cu ungurii, extraordinar. Și făcea ungurii. Informa nemții unde suntem plasați. Ăsta era cel mai... Te lua de-n farfurii. Spune acolo e un baterie, dincolo e un cutare, praf te făcea.
Când am intrat în Cehoslovacia, s-a întors invers. Cehoslovacii ne informa pe noi unde sunt nemții. Dar deja atâta armată a murit. Ne dădeam mâncare. Pe front în Ungaria, ne mai duceam în spate să găsim, că n-aveam ce mânca. Nu mai vine ostașul înapoi. Și când cei ce s-o cau, îl găseai tăiat la gâș, băga pământ. Puneau o travă în mâncare, în cameră, știam că sunt neplămânzi. Nu, apă, nu mai beam, punea apă, o travă, așteptam, dădeam broasca deoparte și beam apă de ploaie, că nu mai beam apă, că era otrăvită. Ce le-ați spune tinerilor de astăzi? Am să vă spun o chestie și nu vă place. Și de ce nu vă place dumneavoastră? Am uitat patriotismul, dragostea pe țară și ne-am olipsit mai mult de libertate necontrolată. Și libertatea asta necontrolată a venit de la, din altă parte. Pe unii seama mătăiești tineri, unii s-a mai văzut în chiloți, în șlip la televizor, unii s-a mai văzut căsătorii între soți, unii s-a mai văzut cu tare și cu tare și cu tare. Ăsta e educația la noi și ne costă foarte mult. Nu avem programe românești, educație românești. Nu vine ce mai spune, ce porcării la televizor, tot felul, cu dragoste, cu nu știu ce. E ceva care nu-s programe educative. Nu-s programe educative. Și nu știu când se va trezi țara. Vă rog foarte frumos să ferească Dumnezeu de ceva. Noi suntem împrășiați, nu mai suntem căliți. Mărășește-i o ladă de gunoi. Oraș e rău, doamnă. Cel puțin dacă n-ai făcut nou, le strugi. Adesul franța chimică de sute de ani, adesul spitalul de sute de ani, adesul chimică. Nimeni, am spus asta în ședință, la cu prefectul. Și ce mi-a spus? Am o trei prefect care a fost. Și că n-a știut unde să batiți, n-a știut să batiți în ușă, n-ați avut. Păi de asta, unul din ei spune, păi și trebuie, da, dacă e nevoie, poți să ții și ușa, numai că îți faci dreptate. Pentru că dacă dânsul era primar la Mărășești și bat acolo, domnule, avea poartă, avea o istorie, ține pentru istorie, Mărășești era un star sfânt. Dar nu a fost cineva, l-au lăsat, nimic. Veciu nu-i făcut, de la Revoluție, un veciu în Mărășești, Oprișan. Am să vă spun o chestie. Când acum anul trebuie, ați fost la 6 august? Ați fost acum? N-ați fost. Am fost ultimul care a depus coroană. Eu și unul, mi-a murit colegul acum de la Panciu. Dar nu vin anul trecut, era bol, dar unul de la Tecuci. Și nu e coroană acolo, singur, nu plau, dat. Vine Oprișan și ne pupă. Pe cuvântul meu, dacă eu știu, dacă am vorbit o dată cu Oprișan. Și-a făcut un articol, mi-a spus, băi, te iubești, Oprișan. Chiar unul de la Vaslui mi-a dat tele, băi, am văzut un articol cum Oprișan te iubești. Dar în viața mea n-am vorbit un cuvânt. Îl urez pentru că n-am făcut nimic pentru Mărășești. O făcut pentru județ. Și care vilă poți să ai, doamnă, fă o vilă la tine, dar pe o casă și Mărășești. Și o altă panoramă, doamnă. În loc să, mie foame, în loc să-mi dai mâncare, faci păduri în Mărășești, doamnă. Faci păduri, mie mi-e foame. Deci, copacii au fost plantați da, în la noi, da, nu poți să stai la umbră flământ, doamne. În timp, dă-i condiții, doamne. Spune, nu stuciți. Și m-au luat tot ca propagandă, m-au luat la plantat. O mi-a o mașină militară, o mânță acolo, eram singur. O să râde ce am pățit. Era una de la Antena 3. Cum o cheamă? Nu mai este acum, de la Antena 3. Și plantez cu dânsa. Un copac. Am dus acolo, un copac, o gaură acolo, am stat vreo 10 minute, măi, și stau. Până nu a venit un hârleț cu coada trei culori. Adică vopsită coada trei. Și am stat o jumătate ca să vină, să vină. Numai ce, bun, știi cum punea copacii acolo? Batai de joc. Cum punea bunica fasolei cu piciorul, așa acoperea stejare. Doamnelor, am să revin la o chestie. Eu n-am fost pe prun la răsărit pentru că nu mi-a permis ietatea. Armata română cucerea orașe. Captură o lua nemții. Dincoace, cuceream orașe prin Ungaria, bogate, în Cehoslovacia. Captura, bogăția orașe, o lua rușii. Așa a fost poporul român. Așa a fost un timp poporul român.
Dar, cum ne-a vorbit dumneavoastră, nu prea ne punem punctul de vedere la capitolul egalitate. Stăm aplecați. Și acolo e politică. Acolo e politică. Și acolo Germania e o chestie acolo care nu le plăcă. Am să vă spun o chestie. Am o cunoștință de 20 de ani în Germania. Și au zis că în Germania, din Mărășești. Domnule, nici nu saluta pe stradă, s-a mutat din cartierul ăla. Așa de naționaliști, când aude de Mărășești, ei nenorocei. Așa ar trebui, și foarte bine. Așa ar trebui să facă și români. Și am să vă spun acum politic. Acum 2 ani, la 6 august, vai, ce panaram, depune coroană ambasadorul Germaniei și nu depune coroană ambasadorul Franței. Numai gândiți-vă și suceală tâmpită a fost. Ce v-ați dori acum? Ce v-ați dori cel mai mult în momentul ăsta? Eu aș dori ca să las ceva frumos, să realizez împrățirea care am început-o, să las ceva frumos pentru orașul. Împrățirea nu este să mă pup cu o franceză. Învrățirea este să oferi francezii cu investitori. Păi, lămuriți-mă despre ce înfrățire este vorba. Înfrățirea orașului Mărășești cu un oraș de Franța. Și ei se oferă să vină investitori, să creeze condiții economice, să fie mândri din oraș de Mărășești. Cu ce oraș din Franța? Păi să studiați. Eu am o chestie pentru că îmi place că... Mă scuzați de lipsă de modestie, îmi place de mata puțin. Și de doamnă mai mult. Și am să vă spun, pentru bătrâni, o vorbă bună, extraordinară. Sunteți fin așa. Am spus să împrățească cu orașul unui fior meu în oraș. Am spus asta. Și am zis așa, că eu la bătrânețe, parcă acum nu-s bătrân și n-am zis la ambasadă. Zic, la bătrânețe vreau să mă retrag la copii. Și vreau să simt acolo orașul că trăiesc tot în Mărășești. Adică orașul ăla. Corespondentul... Așa am scris. Așa am scris la ambasadă. Și ce v-au răspuns? Păi nu, în studiu. Nu au răspuns tot cu microbii ăștia. Eu nu am încurcat. COVID-19, da, să da, termine da, cu pandemia. Da. Și aș vrea să mai trăiesc să văd și o România adevărată. Nu mai știu ce mai... Nu se găsește cineva. Și e greu, domnule, până ajunge pe tron, ei când depun jurământul, parlamentarii ăștia, guvernanții ăștia, îi spune că jur că voi respecta Constituția. Dar nu spune, jur să fiu pedepsit dacă nu... Nu spune. Pentru că sunt un an de zile de se îmbogățește, iar pentru Mărășești n-am făcut nimic. Nu-i întreabă, eu i-aș făca din 6 în 6 luni, să prezinte rapoarte și a făcut pentru funcția care o are. Credeți că își fac sau nu treaba parlamentarii români din 90 încoace? Poate. Parlamentarii români, credeți că și-au făcut sau nu treaba din 1990 încoace? Eu, ce aș face, nu găsesc un organ. Și în nevastă. Nevastă, nu faceți treabă că nu vă pricepeți. Nu faceți treabă de frică. Pentru că dacă criticați, eu aș spune că presa română trebuie să aibă mașini blendate și mitralier. Da, pentru de ce? Că trăim într-o perioadă lupți împotriva cei care au tun. Ați înțeles, domnule?